Bună ziua, dragi cititori Herald, sunt gazda dumneavoastră Sorin Lucaci și suntem din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Creștem și învățăm împreună cum gestionăm teama de eșec. Încă din copilărie putem spune că suntem învățați să fim cât mai competitivi, să avem rezultate cât mai bune la școală sau ulterior în activitatea socioprofesională. Să ne raportăm doar la succes și, bineînțeles, succesul să fie alături de noi tot timpul în viață, fără să știm, de fapt, cum ne raportăm sau cum ar trebui să gestionăm eșecul sau, mai degrabă, teama de eșec. Și despre teama de eșec, de unde vine această frică de eșec, vom vorbi astăzi. Ce facem cu așteptările noastre, cât sunt ele de realiste până la urmă? Vom fi oare judecați pentru felul nostru de a gândi sau de a acționa? Cu siguranță această mentalitate o transmitem prin aceste pattern-uri, prin tipare relaționale, o transmitem și copiilor noștri, așa cum de altfel și noi am preluat-o de la părinții noștri. Indiferent că vorbim despre relația părinte-copil, despre relația cu partenerul de cuplu, sau vorbim despre activitatea noastră socioprofesională, felul în care ne raportăm la eșec sau la realizările noastre și așteptările noastre, ne definesc până la urmă rolurile și tiparele relaționale și, deopotrivă, comportamentale pe care noi le avem în viața de zi cu zi. Alături de noi astăzi este Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut. Bineînțeles că venim și cu o recomandare de carte, așa cum facem întotdeauna. Am ales pentru dumneavoastră astăzi cartea Creștem împreună, de unde de altfel ne-am inspirat, vine și titlul campaniei noastre, Creștem și învățăm împreună. Creștem împreună de Naomi Aldort, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Daniela, de unde vine frica? De unde vine teama de eșec? Că nu vom reuși să avem o relație de cuplu funcțională? Că nu sunt un tată suficient de bun sau o mamă suficient de bună pentru copiii mei? Că ar fi trebuit să fac mai mult? Că la birou, la servici, nu am depus toate eforturile ca un anumit proiect să se împlinească la timp, în deadline-ul stabilit? Sau că, eu știu, am primit niște critici, da, din partea superiorului, din partea șefului, critici pe care adesea le asociem cumva cu criticile primite în copilărie din partea părinților noștri, mai ales din partea unui tată autoritar sau unui părinte autoritar, dar deopotrivă și le asociem și cu criticile primite în școală, de la un profesor, să spunem, da, un profesor mai dur. Deci, cum este cu teama de eșec? Bun găsit din nou, mă bucur să fac parte și din această campanie și încă o dată mă încântă ideile voastre și preocuparea voastră pentru zona aceasta. De unde vine teama de eșec? Cred că aș lega mai întâi, definim un pic ce înseamnă succesul. Pentru că succesul, cumva, din perspectiva noastră, este ceea ce este recunoscut la nivel social. Succesul are o componentă de validare socială. Deci nu doar că sunt validat eu ca persoană, pentru că nu pot să fiu de succes eu la mine în baie. Succesul înseamnă ca eu să fiu recunoscut ca o persoană, nu știu, valoroasă sau care are o contribuție valoroasă la nivel social. Când mai multe persoane spun despre mine că ok, uite ce calitate sau mă disting prin ceva anume, atunci se consideră că sunt o persoană de succes. Deci succesul are această componentă de validare socială. Ok, dar până să ajung la validarea socială, am nevoie de o validare personală. În primul rând, trebuie eu să mă convinc că am valoare și că, ok, ceea ce eu fac aduce o contribuție semnificativă. Și atunci gândiți-vă, sau haideți să ne gândim împreună că atunci când copiii sunt mici, ei își doresc să fie, în primul rând, validați de către părinții lor. Da? E acest conflict permanent între aprobarea părintelui și propria noastră, e acest conflict între două forțe, dacă vreți. Nevoia de validare, adică să fiu validat cu ceea ce sunt, dar și nevoia de aprobare, adică cumva părinții să îmi aprobe comportamentul. Uneori, ca să mă validez, ca să mă poziționez, ca să mă afirm,
nu primesc aprobarea părinților, pentru că părinții vor valida ceea ce corespunde așteptărilor lor. Prin urmare, atunci când sunt un copil conform drumului pe care ei mi le arată, voi fi validat ca un copil bun, iar când ies din linia pe care părinții mi-o trasează și care cred că este de succes pentru mine, voi fi un copil rău. Deci orice deviere a mea de la parcursul stabilit de părinți ca fiind un parcurs de succes va fi criticat și va fi considerat o, aproape, depinde de calitatea relației, ca pe o revoltă, ca pe o încăpățânare a copilului, ca pe o nevoie a lui de a se rupe de către părinți, da? De părinți. Atunci, ok, succesul și teama, cumva sunt succesul și eșecul sunt, eu le văd ca pe fețe ale aceeași monezi, cumva. Ok, deci pe de-o parte, dacă primesc validarea socială este un succes, dacă nu o primesc, este un eșec. Pe acolo se joacă. Bun, deci cumva rădăcinile acestei nevoi sunt în copilărie, când îmi doresc să fiu validat. Uneori pentru că nu reușesc să mă validez prin părinții mei, voi porni pe un drum personal și voi primi poate recunoașterea socială, dar întotdeauna ca adulți tânjim, de fapt, pentru a primi această validare primordială, de a spune în sfârșit mama sau tatăl meu, ok, sunt mândru de tine. Cumva ăsta este succesul la nivel personal. Sigur că dacă eu ca și copil depun efortul să satisfac părintele, așteptările lui, ori de câte ori sesizez că el este nemulțumit și pentru copii, povesteam noi și în alte întâlniri, contează ca părinții să fie ok emoțional, să fie fericiți, ori de câte ori eu văd că ne mulțumesc părintele, apare teama. Ok, nu vreau să produc asta în părintele meu, nu vreau să produc suferință, mi-e teamă să nu greșesc. Copiii, în general, dacă îi întreb, dar de ce se tem să greșească, ei vor spune pentru că nu vreau să o supăr pe mama, nu vreau să-l supăr pe tata. Deci, cumva, rădăcina temerii este aici. Sigur că apoi creștem, hrăniți, din păcate, cu laptele fricii, primim o educație a fricii, primim și la școală, frica pare să fie cumva mecanismul central, pentru că avem amenințări, avem note mici, chiar și sistemul de note este un sistem care pedepsește lipsa, deci este un sistem critic, prin urmare, cumva, avem, din păcate, această educație a hrănirii fricii. Și atunci încet, încet se așterne în noi convingerea că nu sunt suficient. Nu sunt suficient de bun, nu sunt suficient de inteligent, nu sunt suficient de frumos, nu sunt suficient de slab, nu sunt suficient de înalt, nu sunt suficient în niciun aspect sau, mă rog, în aspectele pe care eu le consider importante. De acolo încolo, toată această convingere distorsionată, această credință limitativă, se va manifesta în toate relațiile noastre, pentru că izvorește este cumva în mine. Și atunci, dacă eu sunt cea care intră în relație, eu intru în relație cu această convingere și voi depune efortul să arăt că sunt suficient. Și uneori, poate, eforturile sunt extrem de costisitoare și extrem de obositoare, ca în sfârșit să primesc validarea pe care nu am primit-o în copilărie. Chiar vreau să te întreb dacă eșecul, putem spune despre eșec, este o credință limitativă. Apropo de ce ai spus puțin mai devreme. Pentru că, într-adevăr, după toate criticile pe care le primim, să spunem, sau forme de judecată din partea părinților sau a profesorilor, da, e într-adevăr greu, este, zic eu, un proces transformator, un proces de transformare, să ajung să schimb aceste patternuri, da, disfuncționale din copilărie, aceste tipare relaționale și de comportament până la urmă, și să fiu conștient, poate că ni se dau în extrema cealaltă, pentru că noi trăim în niște vremuri în care ni se bagă tot timpul pe gât sau pe urechi, auzim tot timpul, ești cel mai bun, poți să devii cea mai bună versiune a ta,
Ești extraordinar, ai potențial. Într-adevăr, există, normal, potențial în fiecare om și acel potențial cumva trebuie scos la suprafață. Și există talente de care habar nu avem, probabil, da? Că suntem înzestrați cu anumite lucruri pe care le putem face pentru că nu am avut curiozitatea în copilărie să facem acele lucruri. Și mă gândeam că cumva zona aceasta de echilibru și chiar de, m-aș duce așa un pic în zona modestiei, adică de a fi echilibrat în momentul în care nu mă duc, să spunem, nici într-o extremă în care mă sunt cel mai bun, le știu pe toate, le fac pe toate și am o încredere extrem de mare în mine, da? Care coroborat cu stima de sine este de altfel un lucru bun, să avem stima de sine destul de ridicată. Dar nici în partea cealaltă în care să, cum spuneai tu, să avem această frică că nu sunt suficient de bun pe toate palierele vieții noastre, indiferent că vorbim despre zona socioprofesională, poate că am primit critici sau de zona relației de cuplu, unde iarăși pot veni criticile, nu ești suficient de bun, n-ai făcut lucrul ăla cum trebuie sau cum l-aș fi văzut eu, sau pentru copii, copiii au anumite probleme, uite că n-am fost eu suficient de bun sau n-am depus suficient efort și că aș fi putut fi un părinte mai bun dacă. Și întotdeauna există acest dacă, care ne întoarce cumva în trecut. Normal, trecutul nu-l mai putem schimba. Dar sunt convins că aceste pattern-uri tipare relaționale noi le putem schimba. Important este să simțim noi nevoia schimbării, zic până la urmă. Da? Schimbarea vine din interior și, într-adevăr, să pot să scot din mine, atât cât este posibil, într-adevăr, cea mai bună versiunea mea. E un proces dificil, într-adevăr. Aș face câteva precizări. Pe de-o parte, teama de eșec nu este credința, teama este emoția asociată credinței. Credința este nu sunt suficient de bun. Deci asta este miezul care produce o emoție, gândul care produce o emoție. Prin urmare, teama este efectul credinței limitative. Credința este nu sunt suficient de bun, nu o să fac față, nu merit, deci pot să fie acolo un ghem, dacă vrei, de credințe limitative sau de gânduri distorsionate, cum le spunem noi cognitiviștii. Ok. Legat de ce spuneai tu cu sunt cel mai bun, pot să fii cel mai bun, sau această tendință de hipermotivare, de infatuare a eului, cum îi spunem noi, de umflare așa un pic artificial a eului, cred că trebuie făcute câteva distinții. Ok, din păcate, iarăși educația noastră românească este o educație a modestiei, îi spunem noi, a jenei, a rușinii, ok, și care iarăși o educație care ne ducă înspre rușine nu este o educație care să favorizeze afirmarea de sine, pentru că orice afirmare este pusă sub imperiu ce o să zică lumea. Și atunci, ori de câte ori încerc să mă arăt cum sunt, imediat deasupra capului meu este sabia lumii care pare să taie orice imbold pe care l-am. Deci suntem educați în frică și în rușine, sunt cele două cumva mecanisme de bază. Eu fac distinție între afirmare de sine și laudă. Cumva ceea ce am sesizat în cazul nostru este că orice formă de afirmare de sine este criticată ca fiind laudă. Cumva dacă reușesc să spun ceva bun despre mine, care poate să fie un lucru relativ simplu, nu știu, ok, exemplul pe care eu îl dau atunci când explic este pot să spun, domnule, eu fac clătite bune. Faptul că spun fac clătite bune nu mi se pare că mă laud, ci este doar o afirmare de sine, adică eu despre mine am maturitatea, mă cunosc suficient de bine eu pe mine încât să afirm despre mine sunt bun aici și sunt mai puțin bun aici. Cumva, este un set de autoevaluare până la urmă. Exact, asta e credința mea despre mine, că fac clătite bune. Ok, asta nu înseamnă că spun sunt cele mai bune câte din lume și că nimeni nu face câte cele mai bune. Asta ar fi laudă. Deci în momentul lauda înseamnă atunci când
afirmarea de sine îi anulează pe ceilalți. Adică doar eu fac clădite pe planeta Pământ, nimeni altcineva. Asta este laudă. Cumva eu mă pun deasupra tuturor. Dar când reușesc să afirm despre mine, ok, sunt bun aici, nu sunt bun aici, mie mi se pare o dovadă de maturitate. Punct. Nu mi se pare niciun fel de laudă, ci pur și simplu o capacitate de a mă arăta cu bune și cu mai puțin bune. Cumva la noi există această judecată, da? Ok, dacă spui ceva, ok, fac câte bune, ah, te lauzi. Ok, n-am spus că sunt singura care face credite, am spus doar fac lucrul ăsta bun. Deci cumva, iată cum orice formă prin care afirm despre mine, ok, poate că scriu frumos sau fac poezii frumoase. Avem printre noi aici câteva exemple. Sau scriu bine despre nu știu ce, imediat lumea cataloghează asta ca fiind o laudă. Și asta face parte din educația noastră. Și atunci, sigur că, iarăși, este o formă prin care hrănim teama de eșec, pentru că, ok, iată, dacă eu spun despre mine că este ceva bun și ceilalți mă critică, poate că încep să mă gândesc, oare fac câte bune? Dacă lumea spune că mă laud, poate că nu sunt așa de bun când spun că fac ceea ce fac. Și atunci, iarăși apare îndoiala, iar apare teama că poate nu sunt suficient de bun. Deci, fac această distinție, deci, între afirmare și laudă. Nu orice formă de afirmare înseamnă că este o laudă. Mai departe cu modestia, că vorbeai despre modestie. Cumva și aici eu am o dificultate, pentru că am sentimentul că felul în care noi percepem modestia în educația tradițională este un pic distorsionat. În ce sens? Ce înseamnă pentru noi să fim modest? Să îmi anulez, deci sunt două mecanisme prin care eu pot să mă validez. Fie spun despre mine, sunt bună la X lucru, fie celălalt îmi spune, Dana, ce bine faci tu clătite. Că tot am ajuns, o să ne fie poftă la final de clătite. Ok, ce înseamnă modestie? Înseamnă, unu, nu mă afirm, nu spun despre mine că sunt bună la ceva, pentru că mă laud. Și doi, nici când celălalt îmi validează un lucru, eu îl anulez. Ăla spune, ok, ce clădite bune faci, și eu spun, nu. Exagerez. Nu e adevărat. Mi s-a întâmplat să-mi iasă clădite bune. Și atunci, iar forma asta de anulare a unei validări care o primesc din exterior este considerată modestie. Pentru mine nu este considerată modestie, pentru că, ok, cumva eu știu în sinea mea că sunt bună. Și el știe, pentru că tocmai mi-a spus. Dar jucăm această mascaradă, acest teatru ieftin din punctul meu de vedere, în care nu, ba da, ba nu, ba să vezi, ba te rog, dar insist, dar ce bine, dar ce nu. De ce? Și este considerată modestia asta. Mie mi se pare că este o formă inautentică de comunicare, o totală lipsă de energie și de timp, în care amândoi știm că e adevărat că sunt, că e ok lucrul ăla și că îl fac bine, dar cumva ne curtăm așa cumva unul pe altul negând o evidență. Și asta este eticheta modestiei. Ok, da. Cred că a fi modest din punctul meu de vedere înseamnă să îți știi foarte bine, apropo de afirmare, ok, îmi știu foarte bine calitățile și defectele, știu foarte bine ce sunt, ce fac, însă atunci când intru în relație cu cineva nu le epatez. Ok, eu știu că le am, e ok cu ele, sunt acolo cu mine, pot să spun despre ele, pot să mi le afirm, da, sunt ok cu asta, dar nu le pun într-o formă în care să fie evidente, în care să le arăt cumva într-o manieră mult prea clară sau într-un contrast ostentativ. Cu tot ce se întâmplă. Ostentativ, exact. Foarte bine ai spus. Și atunci, cred că asta înseamnă modestia, faptul că, ok, știu foarte bine ce sunt, știu foarte bine ce pot, știu foarte bine ce nu pot, în egală măsură trebuie să fiu capabil să știu despre mine, ok, nu prea mă descurc în zona asta, și să, având această informație despre mine, să pot să intru în relație relaxat, în orice tip de relație, să intru relaxat, fără să îmi fie pe de o parte rușine să mă afirm și pe de altă parte să-mi fie teamă că orice fac este un eșec sau poate să fie un eșec.
Când povesteai puțin mai devreme, chiar mă gândeam la un alt exemplu întâlnit în viața de zi cu zi, când cineva vine în vizită și e normal, e firesc să fie așa, vii cu o atenție, cu ceva ce consider că i-ar plăcea gazdei, da? Și gazda, E o, clasic. nu trebuia, nu trebuia, dar nu Nu trebuia să trebuia. deranjezi, de ce te-ai deranjat? Tot dintr-un soi de, hai să spunem, de falsă Da, o falsă modestie. Ok, nu modestie. trebuia. Din moment ce lucrul ăsta oricum s-a întâmplat, oricum, nu poți să-l mai schimbi. Omul ăla Acceptă-l. ți-a buchetul de flori. Primește validare, acceptă-l. Exact, primește valoarea și omul s-a simțit mult mai bine dacă i-am spune, de exemplu, wow, ce buchet frumos de flori, chiar nu știu, îmi doream să primesc frezii sau freziile sunt florile mele preferate sau noi nu știm să primim, știi? Nu știm să fim în relație într-o formă firească. Ok, am primit ceva bun de ce primi și în felul acesta și celălalt care îți oferă are bucuria gestului înfăptuit. Dacă eu spun nu trebuia, este o formă de refuz. Ok, nu trebuia. Și atunci celălalt se simte respins, poate, sau refuzat și spune, ba nu, că vroiam, ba nu, că... Și iarăși apare teatrul ăsta ieftin din punctul meu de vedere, în care cumva nici nu dialogăm, nici nu ne conectăm, fiecare se simte prost la final și eu mă simt prost că am dat și nu se simte prost că a primit. Și ca să fie treaba și mai treabă, la final îi fac și eu un cadou ca să nu rămân dator. Apropo de eșec, ce nu te omoară, te face mai puternic. Uneori da, uneori nu. Pentru că uneori, dacă nu sunt suficient de pregătit, mă poate dărâma o chestie destul de zdruncinătoare, dar în egală măsură, o experiență care nu atinge rezultatul pe care l-am așteptat eu sau ceilalți, că de fapt asta este eșecul. Eu mă aștept să ating un rezultat. Nu l-am atins, ok, e un eșec. Deși de foarte multe ori, și cu siguranță fiecare dintre noi avem în istoria noastră personală exemplu de genul acesta, ceea ce la un moment dat a fost considerat un eșec, s-a dovedit a fi marea noastră șansă. De genul, ok, am picat la medicină, dar am intrat la politehnică și am ajuns un strălucit inginer. Deci iată că ce a fost un eșec la momentul respectiv, faptul că am picat la facultate, până la urmă a fost șansa vieții mele. Deci, și evaluarea eșecului și a succesului sunt destul de subiective și destul de contextuale. Și Și ne așa. amintim, de exemplu, de școală, când un 8 pentru părinți poate să fie un eșec. Cum? Ai luat 8? Sau poate să fie un succes. Cum? Ai luat 8? Ok, deci, dar 8 în sine este o notă, ca oricare altă notă, care este o notă bună, nu este nici o notă extraordinară, dar nici nu este o notă mică. Deci, și succesul și eșecul sunt evaluate într-un mod subiectiv. Ceea ce pentru mine este un eșec sau un succes, sigur că pentru celălalt poate să nu fie. Eșecul ar trebui privit probabil și ca un soi de oportunitate, apropo de ce ai spus tu puțin mai devreme, dar în egală măsură teama de eșec este o emoție Da? și teama de eșec sau, să spunem, noi față în față cu eșecul are, cred, o puternică sau o foarte puternică încărcătură emoțională. Pentru că momentul în care ești în fața unui eșec, puțini oameni au puterea aceea de discernământ, de a gândi rațional și a vedea, este de altfel și o vorbă pe care o mai folosesc din când în când, și anume să vedem partea plină a paharului, da? Întotdeauna, deci un pahar dacă pe jumătate este plin cu apă, în loc să spun că este jumătate gol cu apă, aș putea să spune că este jumătate plin cu apă, nu este chiar gol. Și atunci e foarte important, cred că, și felul în care noi ne raportăm la eșec. Cineva ar putea să vadă, cum spuneam, un soi de oportunitate. Dar asta o vede cu detașare și poate cu un soi de distanțare. De exemplu, dacă cineva a picat la medicină, a intrat, a fost dărâmat emoțional și a intrat la politehnică și a devenit un celebru ITist. Dăm un exemplu, că tot e la modă domeniul, da? S-ar putea ca după un anumit interval de ani, da?
să privească lucrurile altfel. Pentru că, normal, ne-am detașat de momentul T al eșecului, de când eram față în față cu eșecul și când noi aveam o puternică încărcătură emoțională. Adică privind la o distanță în ani, ne dăm seama de fapt, măi, uite, dacă aș fi intrat la medicină, probabil că aș fi fost un medic, da? Dar uite, în contextul acesta s-a dovedit de mai degrabă a fi, să spunem, o oportunitate decât un eșec. Dar asta nu îl privim chiar în momentul, adică când e fierbinte, când e fierbinte e mai greu. La rece este mult mai ușor. E adevărat că îți trebuie o oarecare doză de maturitate să poți, în momentul când te lovești pe eșecul, să te așești. Eu, în primul rând, că este o foarte sinceră confruntare cu tine. Să poți să spui, ok, cât din eșecul ăsta mi-a aparține mie, cât din eșecul ăsta nu mi-a aparține mie, pentru că unor lucruri nu se întâmplă contextual, nu putem să controlăm tot. Și atunci trebuie să vedem, să nu picăm nici în eroarea de a spune doar eu sunt de vină, dar nici în cealaltă extremă, doar ceilalți sunt de vină. Deci cumva trebuie să analizăm, să vedem care este contribuția noastră la eșecul respectiv, ce putem să facem de acolo încolo, okay, ce am învățat din povestea asta, bun, cu ce plec mai departe. Și sigur că primul impact este impactul emoțional. Cât partea emoțională este activă, partea rațională este blocată. Nu poți să fii rațional cât ești încă în emoție. Așa că lasă-ți emoția să se așeze și abia după ce emoția s-a așezat și câștigi un pic de distanță, distanța îmi permite să mă întorc și să mă uit. Am nevoie de această distanță ca să pot să privesc evenimentul, nu atunci când sunt în eveniment, pentru că sunt mult prea plin de reacția mea emoțională, dar după ce orice emoție este un val, spun eu, vine, se duce și trece. Și atunci, ok, lasă să treacă valul de emoție, poate simți nevoia să trăiești suferința, poate plângi, poate îți activează și alte lucruri în tine, poate cureți acolo un pic lucrurile pe care ți le activează și apoi, după ce emoția s-a stins, poți să ai distanța necesară să te uiți la evenimentul respectiv un pic mai obiectiv, încercând să analizezi, ok, care este contribuția mea, ce putem să fac diferit, ce putem să fac în plus sau în minus, unde trebuia să mă opresc sau unde trebuia să forțez poate lucrurile sau să fiu mai perseverent și luându-ți de acolo lecțiile să mergi mai departe. Până la urmă, dacă veți citi biografii de succes, veți vedea că oamenii de succes n-au reușit neapărat din prima, ci s-au confruntat de multe ori cu numeroase momente foarte grele, dar pe care le-au luat, le-au învățat și au mers cu ele mai departe. Una dintre greșeli este că rămânem cumva blocați în eșec, ne lamentăm, devenim victime, acuzăm poate în dreapta și în stânga și nu mergem mai departe. Nu ne luăm de acolo bagajele pe care le-am câștigat, pentru că orice experiență este un câștig, și continuăm drumul către noi și noi evenimente. În timp ce te ascultam, mă gândeam la ceea ce ai spus și la ceea ce scrie în cartea pe care noi am prezentat-o la începutul intervenției noastre, o carte superbă, a lui Naomi Aldor, Creștem Împreună, o carte profund transformatoare prin importanța pe care o acordă procesului de vindecare, exact ceea ce spuneai tu. Atât de necesar acest proces de vindecare, atât de necesar unui număr foarte mare de părinți. De aceea termenii cheie a acestei cărți sunt acceptare. Apropo de acceptare, de validare, de autoacceptare, conectare atât cu emoțiile copiilor, cât și cu noi înșine și cu propriile emoții și mai ales cu nevoia de control asupra comportamentului și personalității copilului. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog, clinician, psihoterapeut, care îi mulțumim foarte mult. În cadrul campaniei, am discutat în cadrul campaniei Creștem și învățăm împreună cum gestionăm eșecul sau teama de eșec, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, iar interviurile cu invitații noștri, coach, trainer, psihologi, psihoterapeuți sau specialiști în parenting,
le puteți găsi, le puteți urmări pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Încă o dată mulțumesc foarte mult, Daniela. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Pe curând!